rezervație naturală din județul Mureș s-a transformat într-un colț de rai. Mii de bujori de stepă, de un roșu aprins, la zau de câmpie, dau un farmec unic zonei în această perioadă. Cu toate acestea, situl natural obișnuit a fi călcat de mii de turiști în această perioadă a anului, este pustiu, în contextul pandemiei de coronavirus. În plus, anul acesta este închis vizitatorilor. La ora actuală, județul Mureș este singurul loc din Europa de Est unde aceste flori de o culoare minunată au rezistat de-a lungul anilor. În doar câteva zile, în anii obișnuiți, mii de turiști străbăteau ore întregi de drum doar pentru a le admira. Anul acesta însă lucrurile stau cu totul diferit. Este singura rezervație din țara noastră și, după cum știm, și din partea asta a Europei. Este singurul loc din interiorul Arcului Carpatic unde se găsește bujorul și la cea mai înaltă altitudine din țară. Din 1932, de când s-a înființat, încă nu se știe să fi fost închisă. Este prima dată în istoria ei. Rezervația de bujori de stepă este considerată de cunoscători drept unicul loc din interiorul Arcului Carpatic unde crește această plantă. Locul, zau de câmpie pe șoseaua dintre Luduș și Beclean, în județul Mureș, merită vizitat în lunile aprilie-mai, atunci când înfloresc bujorii. Paeonia tenuifolia, denumită popular bujor de stepă, are o înălțime de 10-30 de centimetri cu flori roșu aprins. Florile atrag an de an iubitorii de flori și specialiști în domeniu. Tehnic vorbind, plantele sunt unice nu doar prin prezentare și colorit, cât și prin atributele lor. Planta are o înălțime între 10 și 30 de centimetri, este o plantă perenă, ajunge la maturitatea deplină în funcție de altitudine între 7 și 15 ani, ca să apară primele flori. Florile sunt foarte delicate, de
culoare sângerie. Florile țin în jur de 7 zile, iar prin suprapunerea fazelor de înflorire, rezervația poate fi admirată între 2 și 3 săptămâni. De obicei, în luna aprilie, începutul lui mai. Această zonă a fost închisă și considerată rezervație naturală pentru că Zau de Câmpie este cel mai nordic punct din România unde se găsește această specie. Suprafața acestei rezervații naturale este de 2,5 hectare, fiind declarată monument al naturii încă din anul 1932. Primele date despre bujorii de la Zau sunt publicate în anul 1846 la Viena. Perioada maximă de înflorire este aproape atinsă, așadar bujorii mai pot fi văzuți doar câteva zile, poate chiar săptămâni, pe online. Sunt două parcele aici, parcela de sus, care a fost înființată în anul 1932 de către academicianul Alexandru Borza și este de 2,5 hectare, și parcela de jos, care a fost înființată un pic mai târziu, prin 1959-60, de către primul custode, Marcus Încreanu, și care a reușit de la câteva flori și tufe răzlețe să o înmulțească și să se ajungă acum să aibă chiar mai multe flori decât prima rezervație, cea de sus. Deși maximul de înflorire va avea loc săptămâna aceasta, bujorii nu vor putea fi văzuți live, însă, prin intermediul mediului online, aceștia pot fi observați în diferitele stadii de înflorire, mulțumită pozelor postate de către responsabilii rezervației. Custodele rezervației consideră că acest moment poate deveni unul prielnic bujorilor, fiind deja observate noi flori care probabil nu ar fi scăpat necălcate de vizitatori, chiar și pe traseele amenajate.